Salut, dragii mei abonați! Vreau să mulțumesc tuturor că accesați canalul Frumusețe Vârste Elegante, să-i motivez pe cei care vizitează canalul să se aboneze, să dea like dacă le place le plac filmulețele. Astăzi vreau să mă opresc la o întrebare care pe noi, pe persoanele de vârstă elegantă, chiar și pe cei tineri, îi pun în gardă, sunt metodele de luptă sau metodele de înlăturare a ridurilor de pe frunte. Asta e, știu că e foarte greu de făcut asta, știu că și eu am avut și problema și mă străduiesc acum să o evit, să fac ceva cu ridurile de pe frunte și mereu, mereu, de pe la vârsta de 30 de ani, ceva făceam. Prima ce făceam, luam așa o peliculă, aplicam grasă și aplicam pe frunte și cât eram pe acasă, făceam câte ceva, acționa. Ideea, noi tindem spre a relaxa mușchiul frunții, căci el este acel care cauzează ridurile. Afară de aceasta, avem grijă și de hidratare și de hrănirea tenului, avem grijă în vârsta elegantă ca să evităm osteoporoza, să luăm calciu. Aceste trei direcții care noi le aplicăm în vârsta elegantă sunt foarte importante. Și după cum spuneam că aplicam așa o fâșie cu o cremă, în tinerețe mai mergea. Dar apoi, cu vârsta nu prea ajută. Ce mai fac eu? Înseamnă că filmulețele, ați văzut filmulețele care au fost publicate, linkurile le voi lăsa în descriere, filmulețul cu pieptele din turmalină. Îl urmăriți, îl vedeți, e ceva interesant, ceva care îmi place, pieptele din turmalină care masaj la frunte, stimulează circulația sângelui, relaxează mușchiul, antrenează mușchiul, pe noi ne antrenează ca să avem o relaxare a feții și a frunții. Desigur că e mult important când noi lucrăm, când stăm la calculator, la masă, să avem și o oglinjoară, să vedem cum este fața noastră, suntem relaxați, suntem dispuși ca mușchiul să fie relaxat, să le controlăm ridurile din zona frunții, mai ales metoda care am încercat-o, dar nu aplic prea des, se poate chiar și pe noapte de aplicat. Am procurat de la Papermax, așa se numește scroll, e un scotch dublu. Iată aici lipicios, care se aplică pe frunte și se lasă pe toată noaptea. Puteți aplica și ziua și timp de 2 ore pentru ca mușchiul să se relaxeze și la fel antrenează zona frunții spre o relaxare, spre o detașare. Și încă o metodă, următoarea metodă, iată aici am un plasture ortopedic de la Green World, care este predestinat pentru mialgii, pentru leziuni, pentru dureri în articulații, dar l-am descoperit ca la fel ca un remediu antirid în zona, nu numai zona fruncii, dar și în zona buzelor, mai ales se poate folosit pentru doamnele sau persoanele care au riduri verticale în zona buzii superioare. Vedeți imaginea, fotografia. Se ia câte o fâșie mai lată pentru frunte, se aplică, se poate aplica și în zona aceasta, în zona ridului dintre sprâncene și chiar deasupra buzii. L-am descoperit de faptul că conține foarte, nu o să vă enumerez câte plante medicinale orientale care stimulează circulația sângelui, mai conține și ghimbir, relaxează, încălzește, folosește, pielea se înroșește. Desigur că pentru persoanele cu piele sensibilă e de dorit ca minimum, minimorum, să se aplice
în zona respectivă. Dar dacă suportați, eu am suportat undeva o oră, două, dar totul este individual. Trebuie de încercat. Și încă o metodă care v-am mai povestit sunt ventuzele. Ați văzut filmulețele, la fel le voi atașa în descriere și puteți să încercați și voi aceste metode. Dacă încercați, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut filmulețul, v-a plăcut metodele mele care eu le folosesc pentru ridurile de pe frunte. Nicio problemă. În afară de aceasta, mai știți că și este și masajul, fitness-ul facial, care ne ajută să ne întărim mușchiul, să hrănim pielea, să o hidratăm și rămâne să aplicăm, să experimentăm și să credem și să primim rezultate. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și aștept comentariile voastre. La revedere! Cu drag de voi, Veronica Sandu, cosmetolog, medic, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!